boy. É que pode ter fingir de carne mais porque já começa a ficar feio. Mas a fim é concorrente. Os pátios, a fim é. Não, a fim é. Nu vreți să veniți în program. Hai să încerc încă o dată. Ei, copii, autor ne spune așa. O pereche din unghiuri acestea, din cele patru, două unghiuri adiacente sunt congruente. Două din variantele. Două unghiuri adiacente, adică una din variante. Și fiindcă sunt adiacente și congruente, înseamnă că ne puteam opri la 1 cu 4 sau 1 cu 2 sau 2 cu 3 sau 3 cu 4. Și fiindcă am luat 1 cu 4 și sunt congruente, îndată știm că cele împreună fac 180 de grade, așadar 1 congruent cu 4 și fiindcă fac 180 de grade, cu 90 de grade rămâne, da? Deci de aici, fiindcă 1 plus 4, de desubta spune măsura lui 1 plus măsura lui 4 egal cu 180 de grade, din cele două reiese că din cele două ori este că... De ce măsura lui 4 fac 180 de grade? De ce am zis eu la acest? Pentru că e jumătate. Pentru că suntem de o parte a unei drepte și suma unghiurilor respective, nu? Ieri fac, sunt suplimentare și fac 180 de grade. Deci, atunci, de aici rezultă că măsura lui 1 egal cu măsura lui 4 și egal cu câte grade? 90 de grade. Dar, analog, și celelalte două, că ele, unul era congruent cu cine? Unul cu 3, că sunt opuse la vârf. Da? Deci, de sub spune, unghiul 1, congruent cu unghiul 3, ca opuse la vârf. Și unghiul 2, unghiul 4. Unghiul 2, congruent cu unghiul 4. Tot opuse la vârf. Și atunci, din cele câte informații, din cele 3, rezultă că toate unghiurile sunt congruente, adică măsura lui 1 egal cu măsura lui 4, egal cu măsura lui 2, egal cu măsura lui 3 și egal cu 180 de grade. Egal cu 90 de grade. 90 de grade. Iată cum am punctat. Că toate unghiurile sunt congruente și sunt de 90 de. În clipa asta am epuizat problema asta, dar mai mult atenție, mai mult ceva? Da, ce? Ce? Suma a două dintre ele este 140 de grade. Suma a două dintre ele? Este 140 de grade. Și facem o dată o figură? Am și D și E, să știți, și F. Așa. Nu știți care e faza, ca să trebuie să facem o dată figură, că figura aia nu e figura aia. Da. Mare brânză să facem o cruce. Da. Și suma la două dintre ele, 140. Dar nu e cu cruce. Un X. Nu merge. Dar e foarte greu. De ce e foarte greu? Dacă, Daria, de ce e foarte greu? Hai să vedem de ce. Da. Tot două drepte, suntem în același context. Deci tot două drepte concurente sunt în problema. Deci avem... Cum înseamnă că toate unghiuri ar fi 70 de grade? Hai să vedem dacă se poate așa. Hai să vedem că nu știu care e nemulțumirea. Suma două dintre ele 140. Deci facem iară X-ul ăsta așa, indiferent cum vreți, și punem că două dintre ele 140 și vedem ce iese. Putem să facem indiferent cum vreți, să le facem exact 70 de grade. Suma a două dintre ele putem să-l luăm cum vrem noi? Nu. Și ăsta cu ăsta? Nu. Domnul profesor? Daria zice nu. De ce Daria zice nu? Pentru că nu o să fi sigur de fiecare dată că atunci când adau, că dacă atunci când aduni două unghiuri de acolo, două unghiuri de acolo, două unghiuri de acolo, le două, o să dea mereu 70. O să dea mereu 40. Deci spune așa, că două dintre ele, Daria, da? Eu te-am dus-o pe asta. Iau un punct O. Și sigur, dacă vrei să fim foarte exacti, iau un unghi la câte grade? La 70 de grade. Nu? 70 de grade aici. Și trasez. Așa asta. Și iată, am obținut în felul ăsta
Unul la câte grade? La? 70 grade. Asta e de 70 grade. Care e 70 grade? Și atunci suma a două dintre ele e 140. Care dintre ele? Ăsta și cu ăsta? Ia uite, pe figură. Suma a două dintre ele e 140. Dar nu sunt 70 grade, de 140 trebuie autorul. Exact. El spune suma a două dintre ele este 180. La care se referă? 140. Suma a două este 140. La care se referă? Ăsta și cu ăsta? Da. Poate să fac 140? Da. Ăla și cu ăla? Când ăla? Pentru că ăla face 180. 180 face întotdeauna ăla și cu ăla. E suplimentul lui. Nu e imposibil. Atenție! Pe cum să nu fie imposibil? Acolo așa nu se poate. Păi uite, tocmai ți-ai dat tu ideea mai înainte, 70, și care e celălalt de 70? Dacă jumătate trebuie să fie 180, da? Dacă eu aleg să fac adunarea la acea jumătate, nu o să dea 140. Ceea ce înseamnă... Dar nu două ori tu e învecinat, nu zice două adiacente. Dar nu spune nici că nu, nu poate să fie învecinat. Păi, dar tu știi în ce situație e învecinat, nici într-un caz nu pot fi. Deci, că două unghiuri învecinate când unul e dreaptă, e 180, nu poate, nu e 180. Și am zis, în ce situație poate să fie 140? O pus la vârf. Deci ăsta și cu... Ăla și cu ăla. Deci am vrut, ori am vrut să vadă, voi știți ce înseamnă unghiuri opuse la vârf? Exact. Care pot fi acele împreună să fac 180? Niciodată 140, niciodată astea două vecine, că aici e o dreaptă, dreapă, da? Exact, și acolo 180. Nici în partea asta nu poate să fie vorba. Nici așa, nici așa. Și autorul a vrut să vadă dacă modificând să nu fie 180, ci 140 sau altă sumă, numai la două unghiuri opuse. Adică, dacă ăsta e unghiul 1, 2, 3 și 4, și mai fiindcă figură, tu mi-ai propus, Daria, să desenezi cât se poate de exact, de ce am luat noi 70? Fiindcă ne-am gândit la jumătatea lui 140. Da. Deci la două unghiuri opuse. Nici vorba așa cu ăsta, cu ăsta. Deci la punctul care suntem? Ce? La punctul ce? Suma a două dintre ele, 140. Adică ne referim care? La unghiul care? Măsura unghiului 1 plus măsura unghiului 3 egal 140 de grade. N-am spus că 1 și cu 2. N-am spus că 1 și cu 2. Nu spun 1 și cu 4. Trebuia să observăm că sunt noi trebuia să știm. Unghiuri opuse. Unghiuri opuse. Când știm că două unghiuri învecinate, niciodată nu poate să dea altceva decât 180 de grade. Dacă e vorba de lungit, el e preluat să fac 180. Dacă e unghi de unghi... Și atunci ce cum facem? Păi... Cum facem care să fie așa? Cum se face? Cum facem? Ce se face? Ce se punem face? Ce măsură până la fiecare unghi, cât se facă 140 de grade. Păi 70 grade. Păi 70, dar celelalte două n-o să facă. Păi facă, dar celelalte nu toate o să fie de 70. Celelalte o să fie de cât? O să fie 110 și 110. Păi vezi, Natalia. Deci, dar nu o să fac împreună 140. Dar numai două dintre ele, zice acolo. Două dintre ele. Și spune cerința. Pe celelalte două, tu trebuie să zici cât fac. Celelalte două să facă... Nu toate două câte două, ci două dintre... Păi atunci poți să pun și două mai multe situații. Poți spun 10, poți spun 10 și 130. Păi dacă pun ăsta 10, pe ăsta poți să-l pun 130, dată din situația. Pentru că sunt... Bună ziua! Obligatoriu poți să-l pun numai 70. Pentru că ele sunt opuse la vârf și numai așa sunt două... Deci autorul îi trebuie suma a două dintre ele, suma a două dintre ele, din cele patru, două dintre ele se fac 140. Cum au fost dreptele duse, nu mă pot gândi niciodată ca două adiacente, ci numai opuse la vârf. 1 plus 2 fac 180, deci, nu? Da. 1 și cu 3 fac 140, rezultă și unghiul de desubt, unghiul 1 e congruent cu unghiul 3. Și sunt opuse la vârf. Da, opuse. Da, și rezultă că măsura lui... Unghiului 1 și aia. Măsura unghiului 3 va fi de 70 de grade. Egal cu măsura unghiului 3 și egal cu 140 de grade împărțit la 2. 140 împărțit la 2 și este egal cu 70 de grade. Și celelalte vezi? Și acum este să zici mai simplu. Știm că 2 este 110 grade. Nu știm. Spune-mi acum. Da, păi vom scădea din 140 de grade. Așa spunem. Unghiul 1, măsura unghiului 1,
Plus măsura unghiului 2. Cât fac? Este... Cât? 180 de grade. Bravo. 180 de grade. Dar fii atent, urmărește, te rog. Deci nu scrie nimic la plus. Da? Deci 1 cu 2 cât fac? 180. Dacă cine îl știm? Pe măsura lui 1 o știm deja că este... E 70 de grade. Atunci corect. 70 plus măsura unghiului 2 va fi egal cu... Deci măsura unghiului 2 egal cu? Este egal cu 110 grade. 2 egal cu 110 grade. Dar unghiul 2 cu cine-i congruent, Daria? Cu unghiul 1. 2, 2, Daria. Unghiul 2. Da? 2 cu cine-i congruent? 4. Măsura lui 2 egală cu măsura lui 4, din cauza că sunt unghiuri opuse la vârf, opuse la vârf. Da. Și atunci, egal mai departe, 110 grade. Se duc pe măsura lui 4, măsura lui 4 va fi egal cu 110 grade. În prima situație. În care situație? Mai există și alta? Da. Care? Da. Păi când 2 și 4 sunt 70. Păi 2 și 4, 70, am în celelalte. 110. Este o simetrie. Are sens să mă mut în partea și altă, este o altă problemă? Da. Nu este o altă problemă, este aceeași problemă. Mai ales că eu nici n-aș face-o ca a doua, pentru că nu, dar... 70 înseamnă ascuțit. 110 înseamnă obtuz. Nu pot să pun că celelalte, că două unghiuri obtuze sunt de 70, ca să mă duc... Înseamnă să mai fac o dată de semn, să le notez din nou. Doar să le notez din nou, dar pentru ce? Nu mă ajută cu nimic. De. Mai pierdem un pic de timp. Da. Suma a trei dintre ele este 248. Suma a trei dintre ele, suntem la punctul la care... De. Suma a trei dintre ele, ziceți voi care trei? 1. Mai contează? Nu. 1 plus 2 plus 3. Plus 2 plus 3. Nu, plus 3. Deci măsura lui 1 plus măsura. Da. Măsura lui 2 plus măsura lui 3 este egal cu 248 de grade. 248 de grade. Deci 1 plus 2 plus 3 fac 248 de grade. 1 plus 2 plus 3. Păi atunci aflăm pe care să-l aflăm, domn profesor? Întâi pe 4, zic eu, regulă. Eu spun mai întâi să scădem din 360 de grade. Păi tocmai. Așa zis. Și mamă. Deci, măsura rezultă cum, așa vezi, măsura lui 1 plus măsura lui 2 uitați-mă, relatează, domn profesor, plus măsura lui 3 în jurul lui punct câte grade sunt? Plus măsura lui 4 360 lui 4 egal cu 360 de grade. Vreau să-i spuneți asta și lui Davide, că el n-a ajuns la lecția asta, știți, de aceea insist acum. Da. Deci în jurul lui punct, Davide, sunt 360 de grade, că 180 și 180. Da? Și acum, din cele două, rezultă că măsura unghiului 4. Primii trei le știm 248. Dar spun 248 plus M4 exact. Egal cu 360 pe anscătul și gata. Da, da. Măsura unghiului 4, 4 egal cu 360 minus 248 egal cu 112. Egal cu 112 grade. Asta rezultă că măsura unghiului 2 este egal cu 112. Deci dacă 4 e 112, cine mai este 112? Deci rezultă, deci faptul că 4 este egal, rezultă de aici măsura că și... Măsura lui 4 este congruentă. Uite cum trebuie scris. Deci măsura lui 4 congruent. Egal, măsura lui 4 egal cu 112 grade. Dedesubt, măsura lui 4 egală cu măsura lui 2 și egală cu opuse la vârf. Și atunci reiese că și măsura lui 3 va fi egală cu cât 112 cu 112 grade. Ei, cum aflăm acum celelalte unghiuri? 1 și 2. Vom scădea din 240, nu, din 248. Da. Nu știu ce prostii vorbesc, din 360 scădem 2 de 112, da, și aflăm că ne-am rămas și le împărțim la 2. Sau, cum ai spus mai devreme, tot atât de bine. 248 minus 112 și împărțim la 1 și de ce m-am împărțit. Da, da. Deci, cu alte cuvinte... M1 și M3 sunt egale cu... Măsura lui 1 și plus măsura lui 3 sunt egale cu... Egale cu 248. Cu 248 minus... scriem minus 1, 2... Nu, minus 112. Ori zici minus măsura lui 2, minus 112.
egal cu m măsura lui 1 plus măsura lui 3 vor fi egale cu 136 de grade. 136 de grade. Le vom împărți la 2 ca să aflăm cât este. Și atunci măsura lui 1 măsura este... lui 1 este egal cu măsura lui 3 calcul măsura lui 3 și de unde va rezulta că acestea sunt egale cu 136 părți la... Da. 136 părți la 2 și egal cu... Egal cu 68. 68 de grade. Și cu asta am aflat toate unghiurile. Am să da. La punctul... F. Diferența a două dintre ele... A fost D. A fost D. Raportul a două dintre ele este 3/5. Deci asta e E. E. Raportul a două dintre ele este 3/5. Ce înseamnă asta? Raportul a două dintre ele. Raportul, dar cum a să scriu raportul? Una sub alta. Care pe care? Raportul, una sub alta. 3/5. Frația, da. Poți să zic 1 pe 2? Ce? Să spun că sunt egale. Nu vine să zic 1 pe 2. Da. Cum să zic? Măsura lui 1. 1 pe măsura lui 2. Măsura la 2. Da. Să putem mai bine să ne înlocuim cu niște au sau cu de. Nu, măsura lui 1. Supra măsura lui 2. Egal cu cât a zis raportul? 3/5, parcă am discuțit, nu? 3/5. Da, 3/5. 3/5. Ia să vedem ce înseamnă. Măsura a două dintre ele. Raportul a două dintre ele. Raportul a două dintre ele. Este 3/5. Ia să vedem ce înseamnă. Păi, practic, măsura unghiului de pună și măsura unghiului de ar trebui să dea între 180 grade. Deci, trebuie să găsim cât să fie un vezi că sună telefonul. Cât să fie sau sună telefonul. Cât să fie măsura lui M1 și cât să fie măsura lui M2. Pentru că știm că 3/5 poate să fie egal cu 6/10, poate să fie egal cu 9/15 și poate să fie egal cu 21/20. Și practic noi am trebuit... Eu am spus, hai să mă întorc așa, am spus 1 pe 2. Am spus 1 pe 2. Dar nu puteam să spun oare 1 pe 3 unghiul, raportul lor? Nu, pe care dea 1. Raportul ar fi fost 1, că ele sunt egale. Numai acestea două, numai că noi ar trebui să găsim deci cât să fie fiecare. Deci 1 și 4. Da, ar putea și 3 și 4. Și 4. Și? 1 și 4, 2 și 3. 1 și 4 sau 2 și 3? Sigur că da. Dar niciodată 1 cu 3, pentru că raportul ăsta nu e 1. Sunt opuse și sunt complete, și ești măsură. Bun, deci am reușit-o bine, 1 cu 2. Mai întreb o relație, că nu știu cum să mă mișc. Despre 1 și 2, ce părere aveți împreună? Cât ar face 1 cu 2? 180. Se ajută și asta. Măsura lui 1 plus măsura lui... Cui? Lui 2. Egală împreună 180 de grade. Da? Măsura lui 1 plus măsura lui 2 fac împreună 180 de grade. Și noi acum trebuie să găsim ce multiplu al lui 3. Adică cum ar fi... Și ce multiplu al lui 5, având aceeași, adică n ori 3 plus n ori 5, cum ar fi, să aibă aceeași n, încât ele, fiind adunate după, să dea 180. Pentru că trebuie să vedem asta. Și acum e finalul. Și da. E de parcă v-aș spune așa. X supra Y, ai scurt așa, egal cu 3/5. 3/5 și x plus y, Daria, egal cu 180. Cum rezolvi tu din cele două populații, cum afli pe x și pe y? Deci x supra y egal cu 3/5 și x plus y egal cu 180. Păi, dacă spunem 60 pe 100, ar fi 160. Deci am lămurit timp de întrebat, am lămurit mai întâi, de ce merge 1 supra cu 2 și nu 1 pe 3? Și 1 cu 3, deci nu merge 1 cu 3. Și au spus că 1 și 3 nu merg pentru că sunt congruente și raportul lor ar face 1. Exact. Deci neapărat ori 1 cu 2, ori 1 cu 4, ori 3 cu 4, ori 2 cu 3, corect. Și
Și acum suntem în situația asta din cele două relații, că sunt și adecente, și am transcris relații, ca să mai merg cu măsura lui 1 și X pe Y. Nu poți să scriu pe Y ca 180 minus X. Și am să urc în relație și X cu X. Nu cred că se poate. Ba, se poate. De ce spui că nu se poate? Eu din relația a doua scoate pe Y. Nu din ce a spus el. Ea altceva gândește. Da. Deci crezi că problema nu va rău? Și nu cred că merge. Nu crezi că merge. Hai să vedem. Dar pe prima cum o transcrii, David? Pe prima o pot transcrie ca X. 5X egal cu 3. Y. Produsul meu. Știu asta? Da, produsul meu. Produsul meu. Nu știu. Așa. 5, hai, chiar. Deci 5x. Zicem repede acolo. 5 ori x egal cu 3 ori y. Și din a doua parte, din copii, care vrei. X plus y egal cu 180. Și ia să vedem dacă e adevărat. Și scoatem cu copii, de ce vreți? 5x egal cu 3 ori x plus... În loc y, scriem 180 minus x. Nu, 3 ori 180 minus X. Cât la copii? Ea încearcă să gândească pe ei. Dar hai să rezolvăm pe asta și facem o gândim pe a ta. Deci, scoatem pe Y de aici. Și îl duce aici, da? Și mă scrie 5X este egal cu 3 ori 180 minus X în paranteză. Așa. Și vom face... 5x este egal cu... Domn profesor, aici ați scris? 3 ori 180. Să vedem dacă nu ne urmări? Nu, numerele acestea sunt înmulțite cu același lucru, adică nu putem să scriem că... Adică ar trebui să fie 5 ori x și 3 ori x. Păi și 3 ori y, ia uite, produsul meu egal cu produsul semnului. Ca x pe y este egal cu 3 pe 5. Daria, nu se face așa? Deci nu se traduce așa că 5 ori x egal cu 3 ori y? Hai fi în continuare, 3 ori 180 va da... 540, Daria. 540 ori 3x. Minus 3x. Minus 3x. Și vom aduna un y, 3x în partea cealaltă. În ambitență, da. Adunăm în egalitate plus 3x. Și va veni 8x este egal cu 540. Ca să-l avem pe x, îl vom împărți cu 8, relația. X egal cu 540 împărțit la 8. X este egal cu...6,7. De ce, Daria, nu se poate? De ce te pronunți așa de dur? Pentru că nu se poate. Deci, noi știm să lucrăm cu grade, cu minute. Dar noi știm cu minute, cu tot. Și dă 67,30 minute. 67 de grade și 30 de minute. Deci egal cu 67 de grade și 30 de minute. 30 de minute. X-ul. Dar cine e X-ul la noi? Cine? Păi X-ul la noi este M1. E 1. Adică M1 egal cu 67 de grade și 30 de minute. Măsura lui 1 egal cu 67 de grade și 30 de minute. 30 de minute. Și egal cu măsura lui 1. Cu cine mai este 1? 1 cu cine? Eu cu tabără. 1 cu? O cu tabără. 3. 1 cu 3. Și egal cu măsura lui 3. Da? Dar ea deblochează, pentru că nu trebuia să dea fix. Putea să dea cu minute, cu secunde, că noi știm să lucrăm. O, era frumos dacă dea cu secunde. Așa. Măsura lui 1, măsura lui 3. Măsura lui 2, câte? Măsura lui 2 va fi egal cu 180 minus 67 de grade. 180 de grade. 30 de minute, așa de 67 de grade și... Deblochează, de fapt. 30 de minute. Și egal cu... 112 și 30, vă zic eu, domn profesor. 112 grade și 30 de minute. 112 și 30 de minute. Da? 112 grade și 30. Și știm... Dar e ok, mama, mă bag că e ok. Și 4 este egal. Păi uite acum, 112 și 30 de minute. Măsura lui 2 este... Știm că măsura lui 2 este egală cu măsura lui 4. Da, adică măsura lui 4 este egală cu 112 și 30 de grade și 30 de minute. Și egal cu 112 grade și 30 de minute. Și de ce să nu fie corect, Dariu? 1, uite, 1 cu 2 trebuie să dea 180 grade, dau.
Uite, n-am făcut. De făcut. Am terminat. Cum ai terminat? Da. Cine e Y, cine e X? Păi X este următoarea unghiului 1. De ce nu ești atentă și răspunzi așa în răspăr? Da. E corect. E corect. Da, e corect. La clasă poți să răspunzi așa, nu poți. Da. Și care e frustrarea ta? Că nu înțeleg. Deci, atenție încă o dată la Daria. Autorul mi-a spus așa. Că măsura lui... Uite la domn profesor, acum nu mai copii. Așa ai mai zis copii. Nu, nu, nu. Acum ai zis la domn profesor pe explicații, că n-ai fost atentă. Da. Măsura lui 1 pe măsura lui 2 e pe 5. Și pe cele două unghiuri adunate fac 180 de grade. Ei, măsura lui 1 am notat-o cu X pentru ușurință de scriere. Măsura lui 2 am notat-o cu Y. Deci asta e X-ul și asta e Y-ul. Și atunci am scris că X pe Y cu 3 pe 5 și X plus Y fac 180. Și deci am mutat problema. Ce ai făcut tu? Tu ai căutat să ghicești unghiurile X și Y încât să facă raportul ăla. Cum nu a dat un număr fix, s-a încurcat. Cum nu a dat un număr cu luate, cu 30, da, 70, da, ce exact. Vreună, și nu, niciunul, nici o pereche de cei de unghiuri pe care începeai cum vedea 3 pe 5. Corect. Atunci ai zis, eu nu fac pe ideea mea și dacă nu merge, nu merge. Noi de aici acolo am avut de rezultat, practic, în baza a două relații pe care le aveam, date, să găsim pe ei și pe ei. L-am găsit. Am lucrat, s-a spus aici, mă rog, s-a făcut calculul și am găsit la un moment dat cine este X-ul și odată știind X-ul, am găsit și Y-ul imediat, pentru că împreună făceam 180 grade. Dar X-ul ăla era în măsura lui 1, 1 cu 3 și 2 cu 4. Corect. Și l-am găsit și pe Y și gata. Și am terminat problema. Și, și corect, adică tu nu urmărești demonstrat și prins chestii foarte importante. În general, la clasă și dacă te duci pe, cauți tu o idee a ta și te duci pe acolo și pierzi timpul și ieși afară din clasă, nu mai ești afară de clasă. La revedere. Nu mai ești acolo în problemă. Exact. Și mai avem F. Diferența a două dintre ele este 20 de grade. Diferența a două dintre ele. Se lucrează cu X și cu Y. Diferența a două dintre ele. Deci două dintre ele... Diferența două dintre ele, două, adică M1 minus... Nu știu, aici trebuie să stabilim noi. Care e mai mare, desigur. Păi o să fie M2... Din unul mai mare scapi pe unul mai mic, din unul loc. Tu scapi unul mai mic. Din 3 scădem pe 1. Nu! Se poate la rest. Sau din 2 pe 4. Din cine pe cine să scădem, dar? Hai să zic, sistem. Din 2 să scădem pe... Pe 1. Pe 1. Din 2 scădem pe 1. Din ce motiv din 2 scădem pe 1? Pentru că ele din 3 pe 1 sau din 2 pe 4 îți poți să sunt concurente. Da. Da? Deci și mi-am dat 0 dacă le-am scădea între ele. Măsura lui 3 minus măsura lui 1 atentă la explicații. Egal cu 20 de grade, da? E și un sfert. Păi da. Noi, duce pe strana asta? Da. După aceea ne oprim la problema asta și facem și un David de revizie. Da, da, da. Da, hai. Diferența deci, două dintre ele este 20. Da. Ce mai știm? Diferența la știu că e 20, iar suma lor... M3 minus M1 a scris. M3 minus M... Nu, M2. M2 minus M1. Așa. Minus M1 fac 20 de grade. Bun. Și de altă parte... Ce știm? M1 plus M2 cât fac? M1 plus M2 fac 180 grade. M1 plus M2 egal cu 180 de grade. Notăm cu M1 cu X. Așa. Ca să fie mai ușor. Așa este Y. Da, și atunci ce cere? Zi, Daniel. Putem să... Y minus X. Am notat pe M2 cu Y, Daria, și te rog să zici ce avem. Y minus X egal cu 20 de grade. Da, și... A doua relație, Daria? X plus Y. Sau Y plus X, ca să fie... Da. Egal cu 180 de grade, ca să fie... Bun. Și de aici, ce facem? Ne adunăm. Ne adunăm și o să fie... 2Y, și Davide, tu. Egal cu... 2Y este egal cu... Le adunăm. Cu 200 de grade. 200 de grade. Și vom împărți la 2. Da. Și Y egal cu... Și Y este egal cu 100 de grade. 100 de grade. Da. Știm că Y este 100 de grade. Vom înlocui în prima relație sau în a doua. Da. Și X e? Și X este 80 de grade. Corect.
80 de grad. Bun. Dar cine este X-ul, cine este Y-ul? 1 este X. 1 este X și adică măsura lui 2 este egal cu 100 de grade. 80 de grade, stai un pic, da. Măsura lui 1 e egal cu X, ca așa am notat. 80 de grade și măsura lui 2 este egal cu 100 de grade. Egal cu Y și egal cu 100 de grade. Și acum cine, cu 1 cine mai este congruent? Păi 1 mai este congruent cu 4. 1 cu cine? Opus la vârf. 4 cu 1. 1 cu... Opus la vârf, David. 3. 1 cu 3. Și 2 cu 4. Și 2 cu 4. Deci măsura lui 1 egală cu măsura... Acolo și egală cu măsura lui 3. 3. Și acolo măsura lui 2 egală cu măsura lui 4. David, are ceva la algebră, domn profesor? Oprim sau facem în continuare? Păi... E un pic să-i explicați o chestie simplă. Hai, lasă, ai tot aici când da. Aici. Da. De exemplu, determinați numerele cuprinse între 200 și 400, care se împart exact la 12. Deci, să găsim toate numerele între 200 și 400, care se împart exact la 12. Și 400. Deci toate numerele de gen, între 200, care se împart exact la 12. Așa încât, așa încât, e să se divide la 12. Zice nu, nu zice. Toate între 200 și 400, zice. Păi, pe 12 putem descompune ca 4 și 3. Da. Ca să avem... Da, Davide, dacă se împarte exact la 12, poți să dai un exemplu de număr care se împarte exact la 12? 12 la 2 este 144, 12 la 3. Domn profesor? Da. Nu, lăsați să se termine și apoi o să. Da. Deci, ce număr sunt? Dă-mi un exemplu de număr care sunt parte exact la 12. De ce ai 12 la 2? Că e cam mult. 12. 24. 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 Ar fi echivalent cu traducere când trebuie să fie 12 divizorul ori un K. Da? Unde K îl iau, îi dau valori până când epuizez totul între 200 și 400. Păi... Dă-mi un K care să-mi dea un număr. Între 200. Păi, între 200. Da. Cel depășește puțin pe 200. Păi, 24... Nu. 240. 240. Dacă o mai fi și unul mai mic? Mai mic. 210. 210 sunt parte la 12? Nu cred. Da? 12 ori 2 dă... Tu ai trebuit repede la 240 și sigur se parte 240 la 12. Nu sunt parte la 12, 210. 240 sunt sigur se parte. Da. Poate e unul mai mic ca el. Ia să vedem, cu cât mai mic decât 240? 240 se împarte, da? 212. Nu se împarte. 204. Păi mai merge înapoi, Davide. 12. Știi, Daniel? 204. 12, 36. Da, dar nu pe calculator. Pe calculator e ușor, da. Te gândești. Păi asta zic. Dacă nu mai ia la acum, dacă nu mai ia la... 240 care știe exact că se împarte la 12. Merge înapoi în 24. Da? Chiar un 36, cât? Chiar un 36 merge mai departe. Dar nu știu cu cât să cobori. Din 12 în 12. Din 12 în 12. Cu 12 în 12. 36 și 204. Deci primul număr. Ai înțeles? Da. Deci, pentru că e egal cu cine? 17. Egal cu 17. Rezultă, e primul număr natural, e egal cu 12 ori 17 și egal cu 204. Ei bine, următorul e în 1 ăsta a fost. Da. E în 2. Poate 12 ori cât? Următorul. Ori 18. Ori 18. Așa, ori 18 și va da 2. Încă 2.